Prefectul județului Neamț Niculina Dobrila a condus joi 30 martie ședința Colegiului Prefectural, pe agenda căruia s-au aflat mai multe chestiuni de interes public legate de apropierea sărbătorilor pascale. Cea mai mare atenție va fi acordată comerțului din piețe cu alimente de origine animală. Având în vedere apropierea sărbătorilor pascale, când are loc o creștere a cantităților de produse de origine animală comercializate direct consumatorilor, mai ales în piețe și târguri, Prefectul județului Niculina Dobrila s-a convocat în ședință membrii Colegiului Prefectural, având pe agenda următoarele teme: prevenirea apariției pestilențelor alimentare în județul Neamț, prin supraveghere sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, funcționarea sistemului rapid de alertă pentru alimente, precum și asigurarea și restabilirea ordinii publice, nici o prioritate a jandarmeriei române. Direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a elaborat un plan de măsuri ce trebuie respectate cu privire la sacrificarea miilor și comercializarea cărnii de miel, comercializarea de ouă și produse din ouă, comercializarea laptelui și a produselor din lapte, comercializarea peștelui și a produselor din pescuit, precum și vânzarea altor produse sau alimente de origine animală. În același context s-a pus și problema asigurării liniștii și ordinii publice de către jandarmerie în preajma lăcașurilor de cult și a zonelor aglomerate. Referitor la misiunile prioritare ale Inspectoratului de Jandarmi, acestea se referă în principal la asigurarea și restabilirea ordinii publice pentru întreaga perioadă a sărbătorilor pascale, în toate locurile care implică aglomerări de persoane, cu respectarea legislației specifice și a disciplinei militare. Membrii Colegiului Prefectural, format din reprezentanții ai instituțiilor deconcentrate din teritoriu cu atribuții în domeniul supravegherii sanitar-veterinare, vor lua măsuri de control în vederea prevenirii apariției toxinfecțiilor alimentare în condițiile în care vremea se încălzește de la o etapă la alta. În acest sens, se va asigura funcționarea sistemului rapid de alertă alimentară pentru alimentele ușor perisabile. S-au stabilit și misiunile prioritare ale jandarmeriei de asigurare și eventuală restabilire a ordinii publice în caz de tulburare a acesteia cu prilejul manifestărilor legate de Paște, care anul acesta coincid la ritul ortodox și la cel catolic. După încheierea discuțiilor legate de temele amintite, s-au inițiat și dezbateri legate de acțiunea de control a ceea ce se întâmplă în toate unitățile administrativ-teritoriale, referitor la salubrizarea de primăvară a localităților și a cursurilor de apă. S-a mai discutat și despre acțiunile din Luna Pădurii cu referire la acțiunile de împădurire.